Vă salut, Dr. Paul Warg aici, medic rezident de anestezie și terapie intensivă și medic smurd. Lăsând la o parte titulatura, astăzi este ultima zi de bacalaureat și mi-am găsit diploma de bac și vreau să vorbesc cu voi ce părerea mea despre bac, despre note, despre alegerea unui drum în viață. Hai să vedem pentru început ce note am luat eu la bac. Și așa arată diploma de bac de acum 9 ani. Aia e poza mea. Și hai să vedem un pic pe probe. Limba și literatura română 9.45. Mi-a plăcut tot timpul poezia și chiar a venit poezia. Așa se explică nota foarte mare pe care am luat-o la română. Matematica am dat M2, o variantă mai ușoară a matematicii, care eu venind de la un profil de Mate Info cu 2 ani în urmă, nu mi-a fost foarte greu, de asta am luat 10, și chimia organică pe care o pregăteam intens pentru facultatea de medicină și am luat 10 la ambele probe. A fost o fericire de moment, trebuie să recunosc, părinții au fost fericiți, familia, tot neamul oargă era mulțumit că băiatul a luat 9.81 în bac. În afară de asta, nota la bacalaureat nu m-a ajutat deloc, nu m-a influențat viața deloc. Ce mi se pare important, pe lângă note, notele sunt importante dacă ai un obiectiv țintit. Dacă vrei să mergi la King's College London și îți trebuie media la bac, atunci da, atunci trebuie să tragi tare să iei note mari. În rest, dacă nu ai un obiectiv specific, dacă nu te ajută să intri la o facultate unde îți dorești tu, notele nu contează absolut deloc. Important e să te dezvolți, să dezvolți o gândire critică. Ce înseamnă o gândire critică? Adică să identifici probleme și să găsești soluții pe care să le implementezi într-un mod creativ, rapid. Asta te ajută în viața reală, să fii flexibil, să ai capacitatea să înveți lucruri noi, să treci peste obstacole. Și cumva și învățatul ăsta te poate pregăti până la un anumit punct pentru aceste lucruri. Deci notele per se nu contează absolut deloc. Cititul, în schimb, e foarte important, pentru că citesc destul de mult, având în vedere că trebuie să mă pregătesc și pentru, mă pregătesc în rezidențiat, fiind medic rezident, pentru examenul de specialitate și ca să aflu cât mai multe lucruri. Și dacă nu citesc, simt că nu avansez. Ce m-a ajutat pe mine foarte mult? Să citesc lucruri care îmi plac la început. Și apoi am ajuns să îmi placă să citesc. N-am citit tot timpul. În liceu citeam foarte puțin. În târziu, în anul 5 de facultate, am început să citesc alte cărți, în afară de cele medicale. Și îți deschide orizontul. Nu doar cărți de dezvoltare personală, și cărți simple, de Robin Hood, Robinson Crusoe, orice titluri. Acum citesc ceva, The Lord of the Flies, în engleză, pentru că îmi pregătesc și un examen de engleză acum. Deci, în afară de mândria asta de a fi primul, de a lua note mari, nu te prea ajută. Ca să contracarez și ceea ce zice, ceea ce găsesc de multe ori pe internet, în care îți promovat tot felul de lucruri, să lucrezi cât mai puțin, să nu înveți, că nu te ajută. Avem nevoie de medici, avem nevoie de ingineri, avem nevoie de oameni de știință. Nu o să stăm toată viața pe pământul ăsta, poate câteva sute, mii de ani, nu știu, o să trească să ajungem pe alte planete. Păi cine o să ne facă dacă toți ne facem traiul din alte lucruri? Înțelegeți ce vreau să zic. Acestea fiind spuse, sper să vă ajute clipul de astăzi, să fiți în continuare critici, analitici, sceptici când citiți ceva, căutați în mai multe surse, învățați, găsește-ți pasiunea, e un lucru așa foarte vag. De fapt, în momentul în care faci lucruri și devii mai bun la lucrurile astea, încep să-ți placă tot mai mult. Dacă în anul întâi de rezidențiat nu-mi plăcea așa mult să fac gardă, pentru că nu înțelegeam, era obositor. Acum îmi vine să fac cât mai multe gărzi, pentru că încep să știu, încep să internalizez tot felul de concepte, să văd cazuri, să înțeleg ceea ce se întâmplă. Cu cât ești mai bun la ceva, cu atât o să
vrei să faci așa, acel ceva mai mult, cu atât o să fii mai pasionat și mai prins de, de acel ceva. Ne vedem la următorul clip, pe data viitoare. Vă salut, aveți grijă de voi și mult succes la examenele de admitere!